Să fugi de durere este oare cel mai înțelept lucru pe care îl poți face? Sfântul Grigore Palama ne spune exact contrariul, și anume: Lipsa durerii oprește rugăciunea. Filocalia volumul 7. Lipsa durerii oprește rugăciunea. Greu de înțeles. Deci, fără durere, rugăciunea noastră este slabă sau chiar nu există deloc. La prima vedere pare exagerat. De ce să trebuiască să treci prin durere ca să ajungi la rugăciune? Păi rugăciunea nu este un moment de pace a sufletului, de liniște, de armonie. Haideți să vedem de ce leagă Sfântul Grigore Palama rugăciunea de durere. De fapt, Marele Sfânt din Tesalonic vorbește despre durere atunci când atinge o temă de foarte mare importanță pentru creștinul serios, și anume disciplinarea simțurilor. Și mai ales a simțului tactil, cel legat de atingere. Deci, în primul rând, trebuie să reținem că durerea la care se referă el aici este durerea fizică, nu cea sufletească, durerea fizică. Și acum, ce înseamnă disciplina simțurilor? Păi, de exemplu, văzul. Să nu-ți lași privirea să alunece peste tot. Așa cum postul alimentar înseamnă să nu mănânci carne. Așa și postul vizual înseamnă să nu privești orice. Să-ți întorci privirea de la priveliștile străine. Vă aduceți aminte expresia, priveliștile străine, care au apoi ecou nedorit în mintea ta. Dacă asta înseamnă disciplinarea simțului vizual, putem acum să înțelegem ce înseamnă disciplinarea simțului tactil. Vă aduceți aminte de bogatul nemilostiv care trăia în porfiră și în vison, care purta haine moi și catifelate, care se așeza doar pe perne pufoase și folosea tacâmuri de argint la masă. Avem această imagine în minte. Haideți să o comparăm acum cu imaginea Sfântului Ioan Botezătorul, care trăia în pustie și care mânca doar lăcuste și miere sălbatică și vă amintiți cu ce era el îmbrăcat? purta mereu o haină aspră făcută din păr de cămilă. Credeți că v-ar plăcea să purtați pe piele, vara, o haină făcută din păr de cămilă? Probabil că nu. Probabil că e foarte inconfortabil. Și atunci de ce Sfântul Ioan Botezătorul prefera să se îmbrace așa? Tocmai pentru că era inconfortabil. Experiența asceților arată că starea de confort afectează viața spirituală când ți-e bine, când ți-e moale și călduț și pufos, atunci rugăciunea ta este slăbuță și moale și neîndestulătoare. Da, dar eu nu vreau să am rugăciune slabă și nelucrătoare. Ce am de făcut? Ca să răspundem la această întrebare, ne folosește să ne aducem aminte când și în ce condiții a apărut monahismul creștin. Monahismul a luat avânt în secolul al IV-lea, este același secol în care au trăit marii ierarhi teologi, Sfinții Vasile cel Mare, Grigore de Nazians, Ioan Gură de Aur, Grigore de Nisa. Este secolul care începe cu edictul de la Milano și cu sinodul de la Nicea, acolo unde a fost elaborată prima parte a crezului. Un secol foarte important pentru credința creștină. În acești ani era foarte proaspătă amintirea martiriului, Știți cum era mărturisită credința înainte de edictul de la Milano, ba chiar uneori și după anul 313? Cu prețul sângelui, cu prețul vieții, de foarte multe ori. Se povestește că atunci când a fost convocat Sinodul I Ecumenic, de exemplu, în 325 Niceea, au început să vină episcopii la Sinod. Da, știți cum arătau? Unii dintre episcopi erau șchiopi. Alții aveau câte un ochi scos, alții aveau cicatrici pe mâini uh, și pe tot corpul de la arsuri. Mulți, mulți, mulți dintre participanții de la sinod aveau infirmități, unele dintre ele foarte vizibile. De ce? Pentru că fuseseră chinuiți, schinjuiți de către persecutori. Și aceste exemple vii pe care creștinii le aveau în fața lor, precum și întreg cultul martirilor, Nășteau în sufletele creștinilor dorința de a mărturisi, dorința de a-și dovedi credința. Numai că nu erau toți chemați să fie mucenici. Unii dintre creștini au murit pentru credință, dar alții au ales să trăiască pentru credință. Așa că, în locul martiriului, ei vor începe să practice asceza, asprima vieții, în numele credinței renunțarea la confort și supunerea trupului la chinuri voluntare. Creștinii aceștia, foarte devotați mărturisirii prin faptă, ce făceau? Își părăseau orașele, casele și mergeau în deșert, într-un loc fără apă, fără hrană, fără protecția unei comunități. Și așa a luat avânt monahismul ascetic, mai ales în pustiul Egiptului, care ne-a dat și patericul prin Ava Antonie cel Mare, deși știm că mai existaseră unii pionieri și în Palestina sau în Sinai. Ei bine, și acum să ne aducem aminte ce spunea Sfântul Grigorie Palama, fraza de la care am plecat puțin mai devreme. Dacă alungăm durerea, nu avem rugăciune puternică. La ce durere se referă Sfântul Grigore Palama? Înțelegem la care durere se referă. Este vorba despre durerile ascetice. Dar atenție, foarte important, durerile asumate voluntar, în deplină libertate. Care erau aceste dureri voluntar asumate? Iată câteva exemple, dar nu uitați că ele sunt recomandate mai ales monahilor. Primul dintre ele, să postești. Să nu mănânci mâncare obișnuită, ci doar hrană sărăcăcioasă, dacă vrei să mergi mai sus în viața spirituală, o să alegi să mănânci doar pâine uscată și apă, iar în multe zile vei posti post negru. Subiectul acesta al postului anahoreților din pustiu este foarte vast, pentru că există foarte multe feluri de a posti, dar toate, toate sunt postiri deosebit de aspre. 2. Să dormi pe un pat tare, din scânduri, poate chiar jos, pe piatră eventual fără saltea, doar întins pe o rogojină. Iar dacă poți, nici măcar să nu te întinzi în pat, ci doar să ațipești un pic în timpul nopții câteva ceasuri pe un scăunel într-un colț al chiliei tale. 3. Să porți haine din materiale aspre. Să nu porți haine moi și confortabile. Și mi amintesc aici de un monah de la o mănăstire din Moldova care purta mereu, în timpul verii, în lunile august, iulie, foarte calde. Purta mereu un cojoc gros din blană de oaie. Vă dați seama, disconfort maxim. Dar el căuta ceva anume prin disconfortul acesta pe care și-l provoca singur. Continui cu alte forme de durere fizică. Să stai în genunchi, ore în șir, la rugăciune. 5. Să priveghezi, deci să dormi cât mai puțin noaptea și să folosești timpul pentru rugăciune, pentru citit din psalmi, pentru citit din scriptură și așa mai departe. 6. Să faci metanii. Sute de metanii sau chiar peste o mie de metanii în fiecare zi. Vă, vă dați seama, vă puteți imagina, peste o mie de metanii în fiecare zi. Și 7. În fine, să suporți durerea fizică atunci când ea apare. Poate ați citit și dumneavoastră despre monahi care suportă orice fel de durere fără să ia calmante, inclusiv, inclusiv durerile atroce ale bolilor foarte grave. Și nu sunt cazuri izolate. Sfântul Grigore Palama spune, deci, limpede, nu ai aceste forme ale durerii auto-asumate? Nu poți să ai rugăciune puternică. Și mai adaugă, oarecum, pentru a simplifica totul, citând din experiența asceților de dinainte de el. Spune așa, postul este oarecum esența rugăciunii. Înțelegem, deci, nu că rugăciunea s-ar reduce la post, ci că postul amplifică rugăciunea și îi dă vigoare. Iar post înseamnă tot acest tablou al privării de confort pe care l-am descris mai devreme. Acum, am spus deja că toate recomandările acestea sunt pentru monahi. Nu sunt pentru creștinii din lume, nu trebuie preluate motamo. Și da, multe lucruri care sunt spuse pentru monahi nu pot fi făcute de către creștinii urbani. De exemplu, postul negru care se întinde pe mai multe zile, fie în prima săptămână din postul mare, fie în ultima săptămână din postul mare. Acest tip de post negru când tu ai de mers la serviciu, de lucrat în fiecare zi, nu prea poți să-l ții. E foarte greu și probabil că nici nu este recomandat oricui să-l țină. Sau dacă vrei să faci privegheri de noapte și să ajungi să dormi 3-4 ore din 24, păi dacă faci asta și mai ai și serviciu și familie, foarte repede o să ajungi la epuizare fizică. Deci trebuie discernământ. Acestea nu sunt pentru toată lumea. Însă multe pot fi făcute și iată la ce mă refer. De exemplu, am fost întrebat nu odată dacă rugăciunea se poate face și stând așezat, nu doar în genunchi. Răspunsul este că da, rugăciunea poate fi făcută așezat pe un scaunel, dacă ești bolnav, dacă, de exemplu, ai probleme cu genunchii sau cu oasele. Dar mă întreb, o fi oare bine să căutăm mereu forme de confort Parcă am căutat mereu și mereu soluții ca să nu facem ceea ce este mai greu de făcut. Ne spunem așa, sigur lucrul ăsta poate fi făcut și mai repede, și mai ușor, și mai comod. Păi însuși faptul că nu e comod și că nu e ușor ne demonstrează că un anume lucru din viața spirituală este bine să fie făcut așa. Ne este greu? Foarte bine că ne este greu în genunchierea, ca să iau exemplul acesta, mai ales atunci când nu este ușoară, este foarte roditoare. De ce? Pentru că trupul nostru este partea a ființei noastre. Nu este doar o carcasă exterioară a sufletului. Puneți-vă, deci, trupul la treabă. Dați-i partea lui de activitate spirituală. El va asista sufletul doar atunci când îl scoateți din regimul lui obișnuit și când îl forțați oarecum să intre într-un nou ritm. Putem face o analogie cu corpul atleților. Nu există performanță atletică dacă trupul nu este împins spre limitele lui de funcționare. Pentru cei care se întreabă, deci, dacă este posibil să ai rugăciune ziditoare, puternică, dar fără postire, fără priveghere, fără îngenunchiere, fără osteneală, Sfântul Grigore Palama le spune tuturor acestora că nu. Rugăciunea nu este posibilă în aceste condiții. Sau va fi un fel de rugăciune, dar nu va fi rugăciune puternică. Nu va schimba nimic. Nu va transforma pe nimeni, nici pe tine care te rogi, nici pe altul, cel pentru care te rogi. În concluzie, ce avem de făcut? Rezum totul în două principii. Primul ar fi să nu fugim de durere cu orice preț. Să alini durerea aproape lui tău este o datorie sacră. Dar în privința propriilor tale dureri fizice, dacă poți, dacă poți, nu te repezi la dulapul cu calmante ca să-ți alungi durerea de îndată ce ea te vizitează. Și doi, să nu căutăm confortul cu orice preț. În lucrurile incomode și greu de făcut, identificați șansa de a răspunde unei provocări. Înfruntați-vă propriile reflexe și faceți din viața dumneavoastră un șantier. Un șantier în care totul este în mișcare și în construcție, și nu un muzeu în care totul este inert.